câștige? După ce a fost o declarație a lui Zunis Pămișu de Cupă. Vor juca sigur pentru ei. Craiova trebuie să securizeze locul 3. Locul 3. Diferența este de un punct, nu? Da. Este Sepsi în spate cu 36 este de puncte. Da. Și mai sunt câte? 3 etape? 4 etape? Câte etape mai sunt? 3, parcă. Punctele sunt din ce în ce mai puține. Uite că s-a împiedicat FCSB-ul, nu? Că dacă FCSB-ul nu se împiedica, erau lideri. Da. De asta zic, e un sfârșit de campionat care stresează mult. Ambele echipe de pe primele două locuri, în ultimele trei etape, au câte o singură victorie. Da. E presiunea foarte mare. Crezi că asta este presiunea? Presiunea este foarte mare, dar pentru mine surpriza este FCSB-ul că ține ritmul în sensul la problemele pe care le au și de lot și de accidentări. Uite că sunt totuși acolo sus, la bătaie, la campionat. Da. Meciul cu Craiova, e clar că este pentru CFR ca și o finală din punctul meu de vedere. Este o finală? Absolut. Toate meciurile acum. Eu stau și mă gândesc, Craiova s-a luptat cot la cot cu cele două echipe pentru titlul până într-un punct. Mai pot fi potențați jucătorii mental după acel eșec, să spunem așa, pentru că este un eșec în momentul în care au ieșit din lupta la titlu. Craiova, parcă vedem deja același film și anul acesta. Ca anul trecut. Parcă n-au învățat nimic de anul trecut. Ca și acum 2 ani, ca și acum 3 ani. Da, dar Craiova este o echipă care poate să bată pe oricine, dar poate fi și bătută de oricine, din punctul meu de vedere. Da. Să mai spunem că mai devreme s-a jucat Clinceni-Botoșani. Clinceni, echipa lui Ilie Poenaru, a câștigat 4-3. După ce a fost 3-1 pentru... Exact, pentru Botoșani la pauză. Cu două goluri al lui băiatul ăsta, care văd că arată din ce în ce mai bine Jovanovici ăsta. Da. Dacă e și tânăr, dacă reușește ușor și am văzut că arată, deci spun că arată mai bine, a început să dea și jos, pentru că este un jucător care are o anumită, e pufos, cum zicem noi în fotbal, este un jucător tânăr și este un jucător de viitor. Sigur, și jucătorii ăștia bulgari, care și Ciunciucov și Ciandarov, sunt jucători, uite, care au ajutat. Deci Clinceniu este echipa care a schimbat foarte mult la începutul campionatului, dar toate transferurile care le-au făcut Victor au venit cu un plus. Așa este. Și știu că au făcut o analiză foarte pertinentă Poenaru. Toți jucătorii aceștia sunt jucători pe care el i-a găsit și i-a cerut. Nu i-au fost dați. Și cu Paraschiv. Care și cu Paraschiv, e adevărat. Și Pară face acolo o treabă extraordinară. Formează un cuplu și știu pe Pară cât muncește. Sigur, are șansa, care și-a numit relații, pentru că a fost și agent de jucător. Și este, dacă nu. Bine, acum are depusă licența. Păi nu, că, dar este... nu, că mai este în continuare. Chiar s-a supărat la un moment dat când a fost întrebat la un post de televiziune de ce face concomitent lucrurile astea, a început să țipe că vrea dovezi, i s-au arătat dovezi cu acte semnate. Și da, știi cum se face Florin? Nu, că avea și Florin Manea la Rapid același lucru. Faci un contract de consiliere management sportiv. Da. Nu ești direct în club pe postul ăla, știi? Poți, dar ai șansa, domnule, ai un anumit traseu. Știi unde să te duci, știi unde să bați, la ce ușe să bați. De asta zic. Și sigur, Ilie Poenaru, care, după părerea mea, este și un om și un antrenor pe care face o treabă extraordinară. Un băiat serios. Sepsi e un ucă tare. Foarte tare. A campionatul în momentul de față. Sepsi poate să joace pentru locul 3 acest joc. Da. În eventualitatea în care CFR-ul câștigă cu Craiova. Da. Trece la 2 puncte și părerea mea că nu mai poate să piardă locul 3 după aceea la programul care l-au. Da. Au de jucat, dacă nu mă înșel, și cu Clinceniu și nu mai știu. Au meciuri oricum mai ușoare pe acest final de campionat. E o etapă interesantă asta, la play-off, ce e jos acolo. Da. Cu Iașu, cu Sibiu, jocuri... În seara asta, Chindia cu Viitorul. Păi Viitorul joacă o adevărată finală în seara asta. Cu poate cea mai bună echipă din play-off. Poate. Cea mai constantă. Cea mai constantă, da. Cu cele mai puține goluri primite. Mai... Incredibil ce a făcut Sândoi la Chindia. Da, și cu celot, adică dacă vezi pe jucători, unul nu poți să spui că uite, ăsta e, cum să spun eu, care să facă diferența singur. La fel, dar sigur, aici sunt curios să vedem cum o să gestioneze problema asta cu jucătorii care sunt promutați de Viitorul. Nu știu dacă există niște documente sau să nu joace, că au 3 jucători de la Viitorul, nu? Chindia, dacă nu mă înșel. Da. Vom vedea în seara asta ce va fi. E un meci interesant, cum spui și tu. Bun. Gigi Becali a anunțat deja că vrea să aducă 4 fotbaliști. A spus că vrea neapărat un fundaș central și un atacant. Și dubluri pentru aceste posturi cu jucători foarte tineri care să fie pentru viitor. A spus că asta va fi noua strategie. De acum încolo aduce dubluri pentru fiecare jucător. Adică aduce un atacant consacrat, aduce și un tânăr care să stea în spatele lui să se formeze. O politică, din punctul meu de vedere, foarte bună. Foarte bună.
are acolo oameni care se pricep la fotbal. Băieții ăștia au crescut foarte mult, fantastic de mult ăștia mici. Uite-te și la Octavian Popescu, uite-te și la cei care vin din urmă, i-am văzut Istrate sau cine mai este pe acolo. Băieți tineri. Dom'le, îți e un anumit risc, este și un risc în momentul în care forțezi acest lucru. Sunt momente în care, dacă nu ești rutinar, mai ales că este o echipă care se bate an de an sus la titlu, mai ales o echipă care își dorește, bănuiesc, dacă câștigă titlul, să intre și în grupele Europa League sau... Păi acum e mare miză să intre în grupele Europa League, pentru că știi și tu, Conference League este zero din punct de vedere financiar. Financiar, așa este. Mă rog, zero. Mărunțiș, nu chiar este, zero. Este. Tu lucrezi la UEFA. Cum vezi competiția asta pentru români? Mai poate fi o miză? Sau poate mai mult să ne încurce? Depinde de echipe. Nu, este o miză și din punct de vedere financiar, pentru că indiferent intri în turul 3 preliminar, noi majoritatea acum, trebuie să joci 3 tururi preliminare plus play-off-ul, 4 tururi preliminare. Da. Va fi destul de greu de ajuns. Dar la fiecare joc încasezi o sumă în jur spre 250.000 de euro. Sunt bani pentru... Cum? O deplasare, Florine, și tu știi, costă undeva la mai mult sau mai puțin 100.000 de euro. Cu charter, cu ce ai făcut. Dumnezeu să mai prind și un Kazakhstan sau asta un Azerbaijan. Asta zic, sau... cu cazare și ce te-ai mai. Distrus, deci la un 250.000 pe meci câștigat, înseamnă că... Nu, pentru participare. Pentru participare? Ah, deci e bine. Pentru participare, da. Da. Eu la Iași, când am jucat cu Hajduk, am luat 270.000 de euro, am pus scaunele pe stadion cu banii. Ah, tare! Da, scaunele care sunt acum s-au pus pentru meciul cu Hajduk Split. Tare asta. Și cu banii am plătit scaunele, da. Da. Bun. Din punctul tău de vedere, ce trebuie să facă FCSB urgent? Ce jucători? Ce posturi? Păi, atacant, cred, depinde, în primul și în primul rând. Depinde ce vor să facă, ce obiective o să aibă la anul. Exemplul de acum se face un lot, din punctul meu de vedere, este ce se întâmplă la CFR Cluj. Da, incredibil. Au 30 de fotbaliști, toți experimentați. 37 de jucători. 37 în total. Ce ai văzut când schimbă? Normal, schimbă 5-6 jucători. Schimb practic titular cu titular. Titular cu titular, da. Da, incredibil. În momentul ăsta, până să se joace jocurile din acest unghet, ce simți? Cine crezi că are un mic plus spre câștigarea titlului dintre FCSB și CFR? Eu cred că CFR-ul. CFR-ul în continuare. Da, CFR-ul în continuare, pentru că au lotul de jucători care, un lot cu experiență, un lot târșit, tăbăcit, trecut până multe bătălii. De asta zic că până la urmă eu cred că se va impune. Toți Rapidul. Rapidul este cu un pas în Liga 1, dar, așa, repet, nu trebuie să-și piardă concentrarea. Eu sunt convins că acolo sunt, e și Dani, da? E Nico, care cu siguranță a avut un rol extrem de important în ultimele rezultate ale Rapidului. Pentru că în momentul în care intră Nico în vestiariu, sunt convins că fotbaliștii se uită la el ca la o icoană. Și acest lucru contează foarte mult. Este un băiat, știm cu toții, un băiat educat, un băiat echilibrat, foarte aproape de jucători. Discursul lui este unul care ajută jucătorul și lucrul ăsta se vede foarte mult. Și dorește lui să vină Liga 1, îți dai seama ce o să fie pe Giulești, stadionul este aproape gata. Ai văzut și imaginele probabil cu șeful de galerie care a ținut un discurs. Mă uitam când au început să cânte în tribuna noului stadion, cum se aude, că o să fie absolut incredibil. Îți dai seama ce o să fie pe stadionul ăla la debutul Rapidului în Liga 1. Îți cam dai seama. Da. O să fie... Cum va fi de altfel a fost un fel de mental coaching, așa, ce a făcut șeful de galerie cu jucătorii înainte de meciul cu Timișoara. Da, este bine. Este bine că suporterii vin în momentele grele ale echipei și susțin echipa. E bine că este un dialog corect, civilizat, între suporteri și jucători. Și eu sunt convins că Rapidul va... Rapid. Și vreau să întreb ce trebuie să facă giuleștenii astfel încât să fie sigur că rămân în prima ligă din primul sezon. Cred că asta e cel mai important pentru echipele nou. Îmbunătățirea calității lotului în primul rând. Așa. Timpul o să fie foarte scurt. Dacă nu mă înșel, returul începe undeva la spre sfârșitul lui iulie. Așa, da. Nu prea ai timp, trebuie să te miști repede. Eu cred că din momentul de față, în momentul și Universitatea și Craiova, când a promovat, de a doua zi, eu cred că ei trebuie să își facă lotul. Ăsta e lucrul cel mai important. Sigur, după aceea program de pregătire, bla, bla, bla. Altceva, ce dar e vorba de investiții. Zi-mi bugetul. Din punctul tău de vedere, ce buget are nevoie de ca ce să buget? Rămână Liga 1? Da. În jur de 4 milioane de euro. Nu se pare foarte mult, fiind vorba de Rapid, că știi foarte bine, vin imediat sponsori, aveți și... Corect. Gândește-te la Rapid că au stadionul. Ticketing-ul va fi, pe părerea mea, că bugetul își vor face abonamente. Din ticketing și din merchandising, cu siguranță că vor veni. Cu siguranță că vor veni sponsori către stadionul ăla nou, e și păcat. Da. Să nu. Spațiile închiriate. Acum nu știu cine este proprietarul stadionului. Va fi primăria sau este
chiar Clubul Rapid? Nu s-a dat, nu s-a dat în, cum se cheamă, în, nu s-a predat încă. Nu s-a predat. Da, da. Nu s-a predat încă, dar din câte știu, CS-ul va fi, CS Rapid. CS-ul? Da. Nu e ușor de întreținut un asemenea stadion, cheltuielile care o să fie acolo. Stai că FCU va plăti chirie, cum e la Ilieoană. Petrolul plătea undeva la 12.000 de euro pe, da. Pe păi eveniment. Eu de ce spun, Victor, că la, și ei știu conducătorii, știe și Nico și Bănuiescă și domnul Mititelu. Aici nu te omoară în primul rând salariile în primul an. Dacă da. Ai ca obiectiv da. Să rămâi Liga I. Te duci la un buget de salarii undeva înspre 150.000, zic eu, cu pe taxe lună. Pe lună. Da. Cu tot cu taxe. Deci real ar veni real. 100 net, ceva de mii. Net părerea... 70.000, cam așa pe lună. E greu ca să te duci cu 70.000 ca să rămâi în Liga. Nu zic net, mea. Deci brut net. Să se ducă în 150. Chiar în 200. Chiar în 200. Chiar în 200, okay. Da. Dar te omoară cheltuielile de zi cu zi, pentru că Rapidul, atât Rapidul cât și Craiova, ele nu au o primărie în spate. Da. Dă-i cu gaz, dă-i cu curent, dă-i cu întreținerea stadionului. Ăla, contorul dimineața se învârte. Patronul, aici vorbim de investiții private, da. Mâna în buzunar. Aici au să-i omoare. Cheltuielile, uh-huh. Deplasări, hoteluri. N-o să fie simplu. Nu salariile. Că salariile, ai grijă să le drămuiești. Da. Da, mai da. Dai și o primă, mai dai o primă de obiectiv. În fine, nu-i învăț eu cum să fac. Daniel Niculae a revenit, spunea că e foarte important. Vreau să te întreb, ar trebui să revină mai mulți foști mari jucători care au un nume, care au însemnat ceva pentru Rapid? Contează asta? Nu numai pentru Rapid, și la toate echipele. Una este, și când eram președinte, una este când mă întâlnesc cu un fost jucător sau un fost antrenor, da. Vorbim aceeași limbă, ne este mai ușor să, sau chiar un fost arbitru, oameni care au fost în da. Fenomen. Cu siguranță, că cât mai mulți, îmi face plăcere când văd că mai sunt și foști jucători care vin spre administrație și executiv, că toți ai văzut, Victor, să duc spre antrenorat. Da. Sigur, e mai bine plătit, e mai bine din punct de vedere financiar. Dar și meseria de conducător este. Și am văzut pe mulți, domne... Hai, lasă că tu ai fost mereu bine plătit, nu te plângem da, ca manager. Nu, da, domne, că ăla nu știe nimic, că e la început. Păi, băi, fraților, în toate este un început. Experiența cea mai bună este în momentul în care muncești. Sigur că ai oameni cu experiență lângă tine care da. Să te îndrume, dar... Se învață foarte repede. Nu e o meserie chiar așa de grea. Numai că trebuie să fii serios și să nu minți. Că dacă ai mințit jucătorii și antrenorul, asta și ai mai pierdut mai vestiarul, ești, pa, n-ai ce să cauți la fotbal. Dacă nu ai vestiarul și antrenorul cu tine și nu stai în spatele lor numai când e bine, ci când e greu, nu ai ce să cauți. Uite, să se uite și tinerii manageri să învețe, ai dat prima lecție de management sportiv, da. Nu? Hai să vedem ce a zis Daniel Niculae după partida câștigată cu Timișoara ieri, după care revenim să comentăm. O victorie, zic eu, per total meritată. Puteam să ne facem într-adevăr meciul mai ușor dacă reușeam să scriem din acea lovitură de pedeapsă, dar totuși nu trebuie să mâniem pe Dumnezeu. Cele trei puncte sunt foarte importante, mai ales acum cu două etape înainte de finalul sezonului, de finalul play-off-ului. Trei puncte care ne duc un pas mai aproape de prima ligă, dar asta l-am transmis și jucătorilor și băieților. Încă n-am realizat nimic. Sperăm că această cotă de 25% să se mai mărească odată cu trecerea timpului și să ajungem undeva la 100% în perioada de toamnă, pentru că ne-am dorit să jucăm cu suporteri, îi dorim să-i simțim aproape, să putem face și inaugurarea pe nou stadion.